un film despre teroare, rezistență, prăbușire și credință. 600 dintre cei mai buni studenți români, tineri între 18 și 27 de ani, au fost supuși uneia dintre cele mai dure și inumane acțiuni represive ale modernității, între 1949 și 1951, în închisoarea Pitești. La peste 60 de ani de la desfășurarea evenimentelor, supraviețuitorii dezvăluie adevărul despre cel mai mare secret al securității comuniste. Demascarea, un film despre teroare, rezistență, prăbușire și credință. Ești tânăr? Ești student? Te gândești la carieră, la familie? Speri într-o viață frumoasă și liniștită? Ai planuri de viitor? Și bunicul tău a avut. Știi cum și-a trăit tinerețea? Știi ce s-a întâmplat cu el? Tatăl, am văzut o mișcare așa, fulgerătoare, parcă ar fi un vârtej așa. Și am văzut 3-4 în spatele meu. Știau cum să lovească. M-am luat la carotide, dar m-am lovit foarte tare. Și după ce a trecut șocul în ziua de Sfântul Neculae, surcanul ne-a ordonat, treceți în poziție. Noi am trecut în poziție. Ce a rămas pe jos? A rămas o bertocă de sânge, au rămas câțiva dinți. Hey, la 3-4 chestii de astea erau palme, într-adevăr, grele. Așa ne-au învățat să ne batem noi între noi. De ce am fost bătut? Răspunsul m-a turtit. Pentru că ești un om deștept. Dar dacă te vedea că nu lovești ca lumea, deci cu convingere, atunci ai intrat din nou și erai iarăși bătut chiar de el însuși, de țurcanul. Ăsta era el. O bestie veritabilă. Dom'le, vorba alea, eu când vreau să flef, eu când mă doare, țip, dom'le, țip. Demascarea. Un film despre teroare, rezistență, prăbușire și credință.